câteva lucruri legate de investiții. Lucrez la serviciul investiții din cadrul primăriei. Această listă de obiective de investiții a fost făcută pe baza bugetului de anul trecut. Majoritatea, dacă nu 90% din obiectivele de investiții, sunt începute dinainte. Deci nu sunt obiective noi. Singurele obiective noi, programul informatic, probabil ceva documentații cadastrale. Fiți, vă rog, mai exacte, nu probabil. Nu am interesat. Deci, vă spune, programul informatic este obiectiv nou. Prețul acestuia s-a luat consultând SEAP-ul. Mai departe, la învățământ, avem restanțe la plată la grădiniță, ca spomeni de grădiniță. Grădinița s-a dat în funcțiune, ea nu este achitată integral, poate majoritatea dintre nu știți că această grădiniță a fost finanțată din fonduri guvernamentale și banii ne-au venit cu țărâita cum ne-au venit. Deci mai avem de plată 472.000 de anul trecut. Care sunt facturi. Bun. Le avem în contabilitate. Asta, ne-a luat dreptul să întreb și eu ceva. Centrul multicultural și educațional. Colega de la integrare a fost aplecat. Este vorba de un proiect tehnic. Contractarea anul trecut, neplătit anul trecut, se plătește anul acesta, sperăm. Bloc locuințe sociale în cartier Electroprecizia. Avem doar 271.000 prevăzuți pentru acest obiectiv, deși ar trebui să avem prevăzuți 1.500.000. Da? Înseamnă cheltuieli, contribuția proprie la cheltuieli eligibile, 102.000, contribuție proprie cheltuieli neeligibile și TVA, care se subordă către primărie. N-am contestat aceste blocuri sociale, n-am nicio problemă cu ele. Bun. Bloc locuințe sociale cartier Ștefan cel Mare. Acest bloc este început de anul trecut. Da? Avem 1.022.000 de lei. Banii guvernamentali vor veni, dar doar 50% rezultă de primărie. Reabilitarea rețelei de apă potabile, rețele de apă uzate, contracte începute anul trecut neplătite. Doar restanțe, nu avem nimic nou. Modernizare și extindere rețea de iluminat public în centrul municipiului. Lucrare făcută anul trecut și neachitată. Toată lumea știe, da? Educați-mă, este revoltător ceea ce citiți dumneavoastră acolo. Sunt obiective deja finalizate. Exact. Eu vreau să vă întreb, cu ce opresc acești oameni dezvoltarea orașului Țăcele, dacă toate sumele pe care dumneavoastră le menționați acolo provin în urma unor obiective deja realizate? Cu ce acești oameni pe care, da, toți sășelenii au văzut în putere poștare așa ceva, cu ce acești oameni opresc dezvoltarea orașului Săcele? Eu asta nu înțeleg. Luați și analizați... Bine, deci acel fluturaș nu ține de primărie și de asta. Haideți să discutăm. Și eu pot să vă spun că acolo sunt obiective la care în bugetul local erau prinse sumele pentru cofinanțare. Pe spatele acestui fluturaș sunt niște obiectivele să trebuie să vă domnul Lucraza la investiții. Și nu le aud. Nu le aud din partea dumnei. Aici scrie așa. Ocolitoarea municipiului Săcele. Eu știu că este un program. Da, scris doamna Vaida acolo. Ce am scris? Deci acela nu și asumă, doamna Vaida, pentru că nu are nicio treabă. Domnule, ce scrie aici, n-ați reușit să faceți în 4 ani. Asta sunt 4 ani. Haideți să discutăm separat. Ce studiam de buget, să discutăm de scuraș. Doamna, vorbim de niște investiții realizate care urmează la fi plătite. 50% din ele sunt deja facturi. Să continue, doamna, sau să nu continue? Nu, dar să le noteze și pe astea, ca să știm ce vota. Nu, dar aveți pe lista de investiții, ălea sunt investiții care sunt deja realizate. Deci, bugetul de investiții pe anul acesta, lista de investiții pe anul acesta se constituie din datorii de anul trecut. Cele 8.000 și ceva, 20.000. Vreți să le achităm sau nu vreți să le achităm? Nevăzând un stadiu fizic al acestor obiective, dacă nu le aprobați, nu se achită. Ați prezentat stadiu fizic al acestor obiective? Există la momentul ăsta, astăzi... Există niște fișe de obiectiv de investiții. În fișele despre care tot citiți noastră acolo, există niște fișe de obiectiv. Poate nu știu toată lumea știe ce înseamnă un buget.
și o listă de investiții. Fiecare obiectiv de investiții are o fișă de obiectiv. Această fișă de obiectiv spune valoarea totală a lucrării, cât s-a executat din ea și s-a decontat în anii anteriori, cât a rămas de decontat anul acesta și cât rămâne de decontat la sfârșitul acestui an. Cu durată de derulare. Stabilirea acestor obiective de investiții se întocmesc aceste liste la care faceți referire. Oricum, deci mai nu discutăm că un buget din 2012, din câte bugetul contat asta, și nici un alt buget. Deși bugetul de 2012 a fost publicat pe site-ul primăriei de o lună de zile, și atunci despre ce vorbim? A fost cu ce-a citit dumneavoastră acolo și doamna Rodica v-a spus că nu face parte din lista de obiective. Ați fost la începutul acestei discuții. Ați listat un buget care nu ține de bugetul pe 2012. Da. Viceprimar, conduceți ședința. Dar dați un minut, intervin, un minut. Deci dacă la prima ședință, că e mâine, când o fi, nu știu, să treceți aici, vă rog frumos, și o coloană care sunt firmele. Nu știu, eu n-am aici pe anexa 4. Nu. Deci investițiile care sunt restanță și firma care le-a executat. Vă rog frumos să ne numeriți pe mai departe. Noi o ducem la urmanță. Este un formativ, dar vă putem face o anexă. Păi eu nu vorbesc cu dumneata, eu vorbesc cu secretara, cu viceprimarul, cu cine. Asta e altceva, e de ședința de mâine sau când e. Că atunci vedem câte, sau o fi o firmă de sus până jos, sau sunt numai două, cine știe. Ca să demonstrăm că nu moare ăla de foame, că e pe toate, că poate e o firmă de 3-4 ori pe aici. Vrem să vedem și noi așa. Plus de asta, dacă sunt bani cheltuiți în buget, aproape 4 miliarde, da? 40 de miliarde. Iar datoriile pe care ne spune doamna că sunt undeva la 30 și ceva, de ce nu s-au compensat acei bănuți? Nu înțeleg. De ce veniți cu ei în buget anul ăsta? Nu se poate de la un capitol. Nu se poate face. Uitați plățile restante la 31-12. Avem lista de 5.896.251. Astea, practic, se regăsesc în buget, dar ele sunt facturi de anul trecut. Am scos pe fiecare instituție care face parte din bugetul local. Bun, de ce nu au fost plătiți acei bani care au rămas ca și excedent? De ce nu au fost plătiți anul trecut? S-a chitat acele facturi? Am făcut precizarea aceasta pentru că constrângerile bugetare nu ne-au permis să includem în buget și să plătim la sfârșitul anului sumele cu care am rămas în excedent. Se poate face și verificare pe extrasele de cont. Noi din 23 a venit ordonanța 24 care ne-a îngrădit să mai facem rectificare bugetară și în 20 ne-au intrat bani în cont. Se poate, deci asta vă putem dovedi cu extrasele de cont. Unde noi am rămas cu plăți restante și dintre 23 și 31 decembrie tot ce nu a fost prins în buget nedându-ne că începând cu 2010, legea s-a schimbat 273 și spune, întâi trebuie să faci încasarea și după aia trebuie să-ți primiți plata. Corect, știm asta. Și din cauza aceasta. Bun. Referitoare la, am mai adus în discuție și sper să primesc până la urmă un răspuns. Eu, ca și cetățean, nu pot să-mi dau seama aceste sume, 17 miliarde, 530 de milioane, pe ce străzi vor fi folosite? Unde se vor face reabilitări, rețele de apă potabilă, rețele de apă uzate și pluviale în municipiu sau cele? Nu știu să-mi dau seama, atunci când citesc această schiță, vreau și eu să văd. Sau unde se va face modernizare și extindere rețea de iluminat public? Pe ce străzi, zone? E foarte greu să spunem pe străzile cu tare. Nu știu, o fi greu? Nu este greu, dar să vă spun de ce se... Bun, la fel cum domnul Zavarache spune și firmele care le vor executa. Dați-i voie. Pentru cele care avem întocmite contracte, se poate da, nu e nicio problemă. Se trece, atunci când facem obiectiv, fișa obiectivului, nu ni s-a cerut niciodată la niciun buget, domnul Zavarache este vechi și nu ne-a cerut, poate să confirme, dar noi vă putem da fișa obiectivului de investiții, unde, cum spunea colega, avem valoarea totală... Nu vorba că puteți, atenție, sunteți obligați de lege. Nu că puteți. Sunteți obligat de lege să științați consilierii să voteze în cunoștință de cauză. Nu aș vrea să mai insistăm pe chestiunea asta. Bun, mai am o chestiune legată de vânătoare. Pentru mine, cel puțin contrariat, am găsit aici un capitol vânătoare. Alte cheltuieli în domeniul agriculturii.
Nu e o sumă mare. Da. Mi-aș dori și o să știu... Acolo e trecut virgulă și vânătoare. Că așa este capitolul bugetar, 83.10. Vânătoare de voturi sau de care? Nu. Acolo avem, se poate vedea pe lista de investiții, la venituri proprii și subvenții, avem 56.000 de lei, documentație tehnică cadastrală. Și este suma de mai sus, e o sumă imensă, sunt 8 miliarde. Nu, ce înseamnă suma aia? Dacă ați intrat în posesia acelei note de completare, eu, prin nota aceea, am semnat corectarea acelei sume. Deci, la ședința pe comisii, s-a făcut precizarea că a fost o eroare. A rămas... Deci, chiar nu s-a prezentat spre vot acea sumă la care faceți referire, ci suma corectată. Pentru asta, deci, întrebarea era, fișierul mi l-ați dat ieri, da? Da. Este cel corect, da? Ca să nu mai avem discuție că e 2010 deci, sau ceva. Fișierul care vi l-am dat ieri este fișierul afișat. Asta mi-aș cerut, asta v-am dat. Corect. Iată, deci față, de afișierul, față de fișierul afișat... Păi nu, mă așteptam, dacă a fost o eroare și ați spus în discuție în cadrul Consiliului Local chestiunea asta, domnule, a fost o eroare scriptică, vânătoare dispare... Mi l-ați dat și ieri, ca fiind valabil pe anul 2012, deci nu mai avem vreo discuție că 2010 și nu deci, înțeleg, eu nu prea știu să scriu, să citesc. Documentele afișate pe site, chit că au fost greșite, au fost corectate prin aceste note de completare. Eu nu puteam să vă pun la dispoziție alte documente decât cele afișate. Dacă doreați corectarea conform notelor de completare la bugetul local, vă puneam la dispoziție acestea. Nu, deci, dumneavoastră sunt cele necorectate, ca să fie clar. Da. Sper că, dacă recunoașteți că sunt atât de multe erori făcute doar la o schiță de buget, la un proiect de hotărâre, eu cred că cineva aici a fost bine încă să-și dea demisia, dacă nu să fie demisia. Părerea mea, nu știu. Poate nu e cazul să-mi dai cu părerea, dar asta este părerea mea ca și cetățean. Și de ce nu ca persoană publică în municipiul Săcel? Greșelile s-au prezentat înainte de a intra în dezbatere. Domnul viceprimar, greșelile s-au prezentat și greșelile continuă. Da, deci aveți de toate greșelile. Sunt o succesiune de greșeli ce se întâmplă în primăria Săcele încă din 2000. Și nimeni nu răspunde. Aici și s-au discutat în ședințele de comisie. Da. Da. Domnul viceprimar. Greșelile, da. Poftiți, domnul Dalaran. Consider că tot ce s-a spus aici sunt binevenite, fiindcă noi n-am ajuns la să găsim greșeli până la urmă. El a cerut, i s-a dat ce i s-a dat. Deci v-ați recunoscut vina sau greșeala, că nu, acum nu căutăm vinovați, greșelile. Dar ce vreau să spun? Pe mine mă uimește că prezentarea bugetului s-a păstrat. Adică venituri mai puține și cheltuieri mai multe. Deci acel deficit de 15 miliarde nu are ce căuta. Acel, când face un buget, nu poți să-l prezint cu deficit din start. Am mai discutat și la ședința pe 29, am discutat și în ședința pe comisii și văd că mențineți minus 15. Deci nu se prezintă așa. Așa buget nu. Că se rectifică, găsiți soluții. Aveți timp să găsiți soluții. Că de asta să pune presiune și să găsesc fel de fel de treburi care să le clarificați ca să vă prezentați în fața Consiliului așa cum trebuie. Dacă mâine la ora 4 iar să citește cu minus 15, eu m-am ridicat și am plecat. N-are sens să vin degeaba ca să-mi pierd timpul pe aici. Iar noi vreau să informez că nu ne împărțim în orașul ăsta în oameni buni și oameni răi. Atenție! Bugetul ăsta este cel mai mic din istoria primăriei. Bugetul ăsta este de subzistență. Primarul, vai și mama lui, a recunoscut pe data de 29. Primarul care va mai fi, sau poate cine urmează. Noi dacă votăm consilierii acest buget și noi stăm la primărie că spunem noi la oameni că vezi, Doamne, ăștia-s răi, nu vor dezvoltarea orașului, nu-l votăm. Până nu-l aducem la forma care trebuie.